Dimitri Kolker este al doilea savant al Federației Ruse, academician, care moare în condiții deosebit de suspecte, acuzat fiind de înaltă trădare, cum că ar fi vândut informații strict secrete Chinei. El a fost împachetat săptămâna trecută și a dus dintr-un spital din Siberia la Moscova, unde a decedat în condiții suspecte. Dacă s-a ajuns în situația asta în care Vladimir Putin nu mai are încredere deloc în proprii savanți și îi tratează ca pe niște militari dezertori, atunci și din perspectiva Federației Ruse, situația este gravă, nu numai din perspectiva Ucrainei.